Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Vorbim astăzi despre arhivele în viața comunității, să vedem de ce sunt necesare, de ce, dacă n-am fi avut aceste arhive, cel greu ar fi fost după 1990, multe altele despre ce înseamnă arhivele în viața noastră, cu domnul Ion Hobeanu, președintele Asociației Arhiviștilor Gorjeni, Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu, căruia îi spunem bun venit. Bine v-am găsit! Același lucru spun și telespectatorilor dumneavoastră. De fapt, nu sunteți o premieră pe postul nostru de televizie, sunteți o premieră în studio și vă dorim să veniți și cu altă ocazie și pe alte subiecte. De ce arhivele în viața comunității? Haideți să vorbim pentru început despre rolul arhivelor în viața noastră de zi cu zi. Ce ne puteți spune despre ele ca o chestiune generală? Și dacă mai sunt ele necesare în perioada contemporană? Da, este un subiect amplu. Aș începe să vă spun așa cu un scurt istoric al lor și după aceea ne vom opri la câteva prevederi din lege privind atribuțiile pe care le-au arhivele. Da, și înainte de a specializa puțin discuția, de a ne băga pe lege, aș vrea să discutăm puțin totuși ca și chestiune generală, pentru că poate telespectatorii noștri aude arhive, știu eventual sediu unde este sau ceva, dar poate n-au avut de-a face direct, nu le-a trebuit un document care e atât de necesar și dacă nu se găsește la dumneavoastră, e o mare problemă, că nu cred că se găsește prin altă parte. Da, deci suntem o instituție statului român, care este specializată în gestionarea documentelor cu valoare istorică. Deci gestionează Fondul Arhivistic Național a României, care însumează totalitatea documentelor cu valoare istorică create de către creatori români în țară și în străinătate. Deci asta este instituția arhivelor. Din definiție rezultă că noi gestionăm documentele pe care le creează alte instituții, nu le creăm noi. Ca să eliminăm din start o confuzie pe care o întâlnim destul de frecvent la cei care fac solicitări. În momentul când îi se eliberează anumite copii, când sunt nemulțumiți de rezultatul cercetării, spun că nu am scris noi ce trebuie acolo. De fapt, noi nu facem altceva decât să reproducem Deci, practic, noi vorbim de arhive ca și instituție, în sensul în care aduceți arhivele altor instituții, dar documente foarte importante de cele mai multe ori, pentru că am văzut ce s-a întâmplat după 1990, cât de chiar cozile acelea care erau la arhive și probabil încă mai sunt în unele zile. Și în același timp vorbim de arhivele instituțiilor, care unde le au chiar și acum, deci fac arhivă, fiecare instituție e obligată să facă o arhivă din... Da. Fiecare instituție, în cadrul activității sale, creează categorii de documente cu valoare practică sau cu valoare istorică, pe care și le depozitează pe o perioadă de aproximativ 30 de ani, după care documentele cu valoare istorică se depun la noi, iar cele cu valoare practică, dacă instituția respectivă consideră că nu-i mai sunt necesare, cu avizul nostru sunt eliminate. Deci nu tot ceea ce creează o instituție și ajunge în depozitele arhivelor naționale. Deci nu tot. Numai documentele cu valoare istorică, pentru că pentru aceasta este creată instituția noastră. Ce facem însă, și s-a văzut după 1990 mai mult, dar poate chiar și înainte de 1989, că avem o situație chiar practică, s-au pierdut și de-a lungul anilor, poate ne spune și din exemplu din istorie, dar și în ultimii ani s-au pierdut foarte multe arhive, s-au pierdut, practic s-au desființat unități economice sau cine mai putea face arhive, chiar au dispărut diverse direcții, diverse inspectorate sau diverse, și arhivele de multe ori n-au ajuns la dumneavoastră și practic sunt negăsiți sau dacă se mai găsesc, să zicem, întreprinderea respectivă a avut un sediu pe la nu știu ce oraș și acolo dacă se mai găsesc. Cât de adevărat este, cât de reală este această problemă? Da, este o problemă destul de serioasă cu care ne confruntăm ca și instituție și noi ca și profesioniști. În primul rând, pentru rezolvarea acestei probleme,
este nevoie de un cadru legislativ cât mai bun, care pe parcursul timpului a început să se perfecteze, dar au fost și foarte multe goluri, foarte multe lipsuri în legislație. Acum, de curând s-a umplut acest vid din punct de vedere legislativ. În continuare este perfectibil. Sunt exemple, vă pot da câte exemple vreți dumneavoastră, în secolul al XIX-lea, să luăm așa. Se înființează în anul 1864 primăriile comunale. Dacă o să aveți curiozitatea să intrați pe site-ul Arhivelor Naționale și veți veni la Gorj, o să vedeți că avem de la foarte puține primării comunale, arhivă creată între 1864 și până în anii din perioada interbelice. Deci, sau fie au fost distruși în timpul Primului Război Mondial, fie s-a considerat că de către cei care le-au creat că nu au niciun fel de valoare și au fost distruși. Același lucru se întâmplă și acum. Pentru a preveni aceste distrugeri, normal ar fi să avem personal suficient care să facă activitatea de îndrumare și control la cei care creează și au documentele respective, și ar trebui un al doilea factor foarte important, spații de depozitare. În care să preluăm documentele cu valoare istorică în momentul în care se desființează sau când s-a împlinit termenul legal de preluare a acestora. Dar îndrumarea și controlul presupune și să selectați, că, de exemplu, cum am spus, nu sunt toate documentele foarte importante. Nu. Deci, este o legislație care trebuie aplicată de către toți creatorii de documente. Bun. De pe raza județului. Ce trebuie să facă acești creatori? Deci, în primul rând, au obligația de a înregistra orice document primit, emis pentru terți, dar și de uz intern. Deci trebuie o dată înregistrate, deci făcută evidența. În afară de aceasta, trebuie să-și întocmească un instrument de lucru numit nomenclator arhivistic, în care pe compartimente sunt trecute toate categoriile de dosare și registre care se creează pe fiecare compartiment în parte cu termenele de păstrare respective. Și, în afară de acestea, trebuie să creeze dosare, să le lege, să le numeroteze, să le certifice, să le sigileze și după care, la sfârșitul fiecărui an, trebuie să inventarieze toate dosarele cu același termen de păstrare pe fiecare compartiment în parte, să le predea pe bază de proces verbal și inventar la depozitul de arhivă. Deci astea sunt obligațiile pe care le au creatorii. În afară de aceasta, mai au obligația de a avea un responsabil cu activitatea de arhivă, să-și organizeze un spațiu special amenajat pentru arhivă, pentru depozitul de arhivă, și mai au obligația de a crea o comisie, de a numi o comisie de selecționare care va verifica atunci când vor expira termenele pentru documentele cu termene de păstrare temporare, deci ele care au valoare practică, dacă le mai sunt utile sau nu în activitățile curente. Asta este rolul. După ce se face această verificare, noi le dăm avizul dacă să le distrugă sau nu, dacă considerăm că prezintă sau nu prezintă valoare istorică. Deci asta, cam asta presupune. Dumneavoastră vorbiți acum la nivelul ideal. Da. Se păstrează, adică se respectă această legislație în totalitate sau mai sunt și sincope sau, în orice caz, probleme? Mai sunt destule probleme pentru că nu este personal specializat. Păi aici, aia vreau să vă... Personalul specializat odată. La nivelul creatorilor. Și poate chiar și în alte instituții, probabil și problema spațiului poate fi... Și problema spațiului. Deci, vă pot spune din propria mea experiență, da? Da, chiar vă înainte de a mă angaja la Arhivele Naționale, habar n-aveam ce atribuții are această instituție, cum se creează o arhivă și așa mai departe. Eu am făcut facultatea de istorie. În timpul facultății niciodată nu am fost învățat cum trebuie să întocmesc un dosar, ce trebuie să fac cu documentele și așa mai departe. Și exemplele pot continua. Luați orice facultate vreți dumneavoastră, de științe economice, de inginerie, nu se învață lucrurile astea, se învață lucruri tehnice din domeniul respectiv. Când, în mod normal, cred că în instituția de învățământ superior, dar nu numai, și la liceu ar trebui să existe câteva cursuri pentru ca să-i facem conștienți pe oameni de valoarea documentelor.
Bun, da. aici ar fi, s-ar impune și o altă discuție. Bun, așteptăm de la centru, de la facultate și ar trebui să facă. Da. Dar având în vedere, și o să vorbim despre asta, implicarea filialei locale, de exemplu, arhivelor naționale, în diverse proiecte educaționale la nivel de județ. Aveți o activitate laboriosă, de la faptul că copiii vin efectiv în arhive și văd documentele, până la faptul că mergeți pe anumite activități în școli, vă întâlniți cu copiii, le spuneți diverse. N-ați putea să supliniți dumneavoastră măcar parțial această problemă? Este... Un curs, de exemplu, opțional sau ceva de acest gen? Un curs de... opțional. Întreb. Nu, asta e la nivelul de întrebare. Sau de propunere. Da, mă rog, noi putem să facem și treaba asta, dar vedeți dumneavoastră, calificarea presupune să respectăm niște norme legale. Ori noi nu suntem abilitați prin lege să calificăm aceste persoane. Cei care se califică, se califică prin Școala Națională de Perfecționare Arhivistică, care este în cadrul Academiei de Poliție de la București. Deci noi nu suntem abilitați să facem acest lucru. Mă gândeam la elevi doar să-i face să înțeleagă că importanța. Noi am început, prin, mai ales când am început și programul acesta cu școala altfel, cu ziua porților deschise, am primit elevi tocmai pentru a îi aduce într-un cadru cât mai apropiat de mediul în care se păstrează aceste documente și a le stârni curiozitatea. Tocmai pentru asta am și acceptat, să spunem, această provocare. Iar ca să ne apucăm să suplinim noi lipsa unui sistem organizat de învățământ, suntem prea puțini ca să putem face față la treburile curente ale arhivelor în județ. Dar aminte să mai facem și partea de educație. Niciodată, să știți însă, că personalul de la Serviciul Județean Gorj nu a respins acele persoane care au venit și ne-au întrebat dacă n-au înțeles ceva din legislație, din instrucțiuni. Deci niciodată noi nu i-am respins. Din contră, am încercat să le explicăm, să le arătăm și suntem deschiși la acest lucru, pentru că întotdeauna din această colaborare sunt două instituții care au de câștigat. Odată este instituția care creează documentele, pentru că își ordonează foarte bine arhiva și își va regăsi cu ușurință informațiile, își păstrează documentele în condiții bune și după aceea, peste 30 de ani, Instituția Arhivelor Naționale va prelua o arhivă cât de cât, așa, cât mai bine pusă la punct, iar generațiile care vor veni vor avea mult mai puțin de muncă decât avem noi, pentru că trebuie să spunem un adevăr destul de dureros. Când se pleacă la drum pentru stabilirea personalului arhivelor, se pleacă de la o premisă falsă. Deci asta este un lucru cert. Toată lumea consideră că toți cei care creează documente, domnule, își au arhiva pusă la punct, ăștia de la arhive nu au nimic de făcut. De asta vă întrebam și eu, da. În realitate, sunt aproape că trebuie să refacem de cele mai multe ori întreaga activitate pe care nu au făcut-o cum trebuie ceilalți. Și este foarte mult... Este foarte, foarte mult de muncă. În sensul că n-au inventariat la anii care trebuie documentele, fac niște rezumate pentru dosare foarte sumare și de multe ori, deci găsești dosar corespondență divers. Păi, dacă vrei să găsești o informație, trebuie să existe niște detalii ca să poți să regăsești informația respectivă. Că în corespondență diversă poate să existe orice la un moment dat. Și ăsta este un inventar făcut de un creator. E, dacă o să încep să-i spun că acel dosar are ordine, instrucțiuni primite de la anumite instituții care se referă la problema X, problema Y și așa mai departe, atunci știu că din 10 dosare de corespondență diversă, aleg 2 sau 3 dosare care sunt cât de cât apropiate de problema care mă interesează pe mine. Deci, dintr-o dată, am restrâns area de cercetare. Cu cât sunt mai exacte, mai elaborate aceste inventare, cu atât informația poate fi regăsită mai ușor. Și este foarte mult de muncă, pentru că sunt kilometri de arhivă care trebuie, cărora trebuie să le facem inventare. Da, trebuie să spunem și asta, deci dumneavoastră aproximativ avem 6.000 de kilometri de documente. Aproximativ 6.000 de metri. 6.000 de metri, scuzați-mă, 6 kilometri. Da, aproximativ 6 kilometri care sunt în depozite și sunt la fel de mulți kilometri
Păi asta spune că voia câteva minute bune numai să mergeți cu pasul să faceți și 6 km, deci câteva zeci de minute, dar să începe să cercetați și... Nu, deci pe standardele internaționale, regăsirea unei informații în care dumneavoastră veniți și îmi spuneți denumirea fondului, dosar, filă, presupune, pe partea asta informatizată, un stans de până în 5 minute, da? Noi, nefiind informatizați, dacă veniți și îmi spuneți aceleași informații ca și celălalt, în maxim 10 minute se poate regăsi, dar să fie informația corectă, să fie exactă. Deci se poate păi alergați pe toți cei 6 km să-i găsiți? Nu. De regulă, în depozitele arhivelor naționale, fondurile arhivistice, deci ce numim noi fonduri, documentele create de o instituție, așa ca să înțeleagă telespectatorii, sunt grupate pe anumite categorii de creatori. Justiție, administrație, învățământ, cultură, agenții economici și așa mai departe. Da? Deci știm unde sunt, odată ca și localizare, în ce depozit ar fi. După care există niște ghiduri topografice, sunt puse pe rafturi, sunt niște ghiduri topografice unde vedem pe ce raft se află fondul creat de instituția care ne interesează. Cu inventarul stabilim ce dosar ne interesează, vedem în ce pachet este, îl scoatem, se înregistrează când se scoate din depozit, se înregistrează la... Totuși mi se pare timpul extrem de scurt ca să faceți acest lucru. Deci sau mai sunt și cereri care sunt mai dificile și trebuie să se soluționeze mai mult. Stați un pic, deci asta am spus între a identifica, deci dumneavoastră veniți și îmi spuneți, domnule, eu vreau de pe prefectura județului Gorj, dosarul care am se înțeles. Referă la eroi, mă interesează pagina cu tare. Deci asta când mi-o spuneți dumneavoastră așa, concret, așa, în momentul în care vine cineva și nu știe ce cere, sunt și zile, săptămâni când se lucrează pentru o cerere. Deci nu e, nu asta. Bun, dar dacă vine cineva practic, vine cineva la dumneavoastră și vă zice, domne, am un act de proprietate, eu îl știu că în dosarul cu tare, eventual să vă spună și fondul. Fondul cu tare, dosarul cu tare. Cât de repede îl puteți da? Cât de repede putem să-l dăm? Sunt mai mulți factori de care depinde cercetare. Deci sunt mai mulți factori. În primul rând, cu cât informația este... Păi nu, pot să vă spună, fila cu tare, nu știu ce, să zicem că are și soluția asta. Nu, de regulă nu prea sunt așa, dar astea sunt cazuri foarte rare. Astea sunt cazuri totul excepționale, deci nu avem. De regulă, la noi vin și spun, da, vreau și eu, nici măcar nu spune genul actului, vreau și eu tot pământul lui tată sau al bunicului. Da. Sau tot ce e legat de proprietatea mea. Deci, din start, e foarte greu să identifice așa ceva, pentru că este un lucru vag. Prin regulamentele pe care le avem la Arhivele Naționale, deci trebuie să-i răspundem la ce, dar trebuie să nominalizeze. Dom'le, vreau un act de vânzare-cumpărare sau un testament sau un registru agricol, pentru că eu nu pot să intuiesc ce vrea el în momentul ăla. N-am voie să interpretez că orice din categoria asta de documente pe care am enunțat înainte poate să se încadreze în ce ar vrea el în acel general. Și atunci am nevoie de informații cât mai apropiate de... Păi nu, dar dacă vrea să zicem un testament sau un act de proprietate, păi trebuie să luați la mână, să zicem, de la o primărie sau de la un notariat sau de la ceva de genul ăsta. Deci durează totuși, nu e chiar simplu. Nu este simplu. De asta am spus, contează foarte mult cât de concisă este informația pe care ne-o furnizează în momentul în care solicită acel document. Deci în momentul în care ne solicită documentul, o copie de la noi trebuie să ne menționeze instituția care l-a emis, odată. Că dacă nu ne spune instituția în 6 km, poate să fie oriunde. Da? Odată. Trebuie să ne spună aproximativ anul în care a fost, mă rog, o mică marjă acolo de un an, doi, că sunt sute de astfel sau mii de astfel de documente care puteau fi emise de o instituție oarecare. Și trebuie precizat genul documentului pe care îl vrem. Una este un rol agricol, alta este un testament, alta este un act de vânzare-cumpărare, alta este o sentință civilă sau o sentință penală, altceva este un decret de expropriere sau un proces verbal de evaluare. Deci sunt tot felul de lucruri care se pot referi, deci toate acestea se pot referi la proprietate. Da? Și atunci trebuie să-mi spună pe care dintre ele îl vrea. Pentru că pentru o anumită categorie există, avem nevoie de anumite informații, pentru altceva.
Nu, dar mă gândesc, cineva vrea să-și facă arborele genealogic al familiei, de exemplu. Așa. Ce cere pentru asta? Deci pentru asta îl invităm la sala de studiu, pentru că sunt vreo aproximativ 300 de fonduri, să le spunem așa. Deci, fapt, noi avem o colecție mare numită Colecția Registre de Stare Civilă, deoarece ele se depun mai târziu decât restul documentelor create de primării, deci se depun după 100 de ani în timp, da? Pe când cele de la celelalte documente scrise se depun după 30 de ani. Și este îndreptățită această întârziere. Gândiți-vă că... Da, aveți asemenea cereri, în general? Sau... Da, sunt. Și atunci noi îi îndrumăm să vină la sala de studiu. Îi îndrumăm să vină la sala de studiu și începând cu anul 1866, când grafia este cea latină, le pune la dispoziție toate registrele de stare civile pe care le cer. Nu toate într-o zi, pentru că sunt limitate la un anumit număr pe regulament, dar nu asta e problema. Le punem la dispoziție și pot cerceta, își pot face personal cercetarea. Nu asta este problema. Că dacă ar cunoaște și scrierea chirilică, le punem la dispoziție de la 1832, avem stare civilă. Începând cu 1832. Apropo că ați adus vorba, documente, cei 6 kilometri de arhivă. Da. Care ar fi cel mai vechi document pe care îl aveți și, bineînțeles, documentele contemporane care le aveți, că vă apropiați de zilele noastre, să zicem. Cel mai vechi document pe care îl avem de la Serviciu Județean Gojea la Arhivele Naționale este o poruncă a lui Mihnea Turcitu din anul 1577, prin care se întărește unor boieri satul Mușetești, și sper să nu greșesc, mi se pare că și Larga. Sper să nu da, zona respectivă. Deci, da. În zona respectivă, acolo. Deci, e un pergament. Nu, să știți că nu sunt documente chiar atât de vechi pe cât vi s-ar părea dumneavoastră. Gândiți-vă că în Transilvania, colegii noștri de acolo au documente de la 1260, 1280, 1290, deci sunt altfel de... Dar dacă primim prin istorie, e și sistemul diferit, în sensul că a fost un alt stăpânitor al vremelnic al locurilor... Că și noi, de exemplu, din ce am constatat eu ca și acte, da. Secolul XVIII în Oltenia, care coincide și cu stăpânirea austriacă, da. e mult mai bogat în documente decât perioada de dinainte. Da, aici este o altă discuție. Deci, de regulă, noi avem documente preluate de la instituțiile de stat și care încep să... Deci, arhiva de registratură, arhiva asta de dosar, să spunem așa, începe să se împământănească după aplicarea regulamentului organic în țara românească, iar înainte de această perioadă, avem de-a face cu așa zisă arhivă la purtător, așa spun specialiștii, adică documentele nu se fac în dublu exemplar, cum se creează în mod normal în zilele noastre, se fac într-un singur exemplar și beneficiarul drepturilor prevăzute de acel document îl păstrează și de asta avem de-a face cu arhiva la purtător. Deci se emite o poruncă la Curtea Domnească, da? Pentru dumneavoastră, pentru domnul Cornel Șomâcu și se aplică toate însemnele de validare, sigiliu, se iscălește domnitorul, eventual membrii din sfatul domnesc și dumneavoastră sunteți beneficiarul. Nu se mai face o a doua ca să existe un astfel de exemplar. Și dacă urmașii dumneavoastră au avut grijă de ea sau le-au depus la arhive sau la muzee, se păstrează aceste documente. Dacă au venit năvălitorii sau s-au considerat că nu mai sunt necesare și au fost distruse, au dispărut. Odată cu pătrunderea austriecilor în timpul stăpânirii austriece, mai apare un lucru foarte interesant. Cei care făceau parte din administrație trebuiau să răspundă în fața reprezentanților păratului cum au aplicat anumite porunci și sunt obligați să-și păstreze hârtiile. Da? Primite. Și pe cele pe care le-au emis încep să-și facă și ei copii. Dar ei le consideră că sunt documente personale, nu sunt documentele instituției. Și din cauza asta, înainte de 1831, nu avem, cel puțin în Gorj, sau nu am găsit pe nicăieri, o arhivă a unei instituții. Deci arhiva de registratură apare la 1831 încoace. Am înțeles. Și de aici, deci, s-au schimbat lucrurile. Deci trebuie și de cine le face. Însă, apropo de spuneați, vorbeam mai devreme și de starea arhivelor. Deci,
sunt câteva probleme și printre care, din ce am reținut, din ce a spus dumneavoastră mai devreme, e clar, spațiu și oamenii ar fi o problemă la nivelul arhivelor naționale de data aceasta și locale și centrale, în sensul că dacă ați avea și mai mulți oameni și un spațiu mai mare, cu siguranță ați putea să preluați și alte documente care acum poate se află într-o stare, nu neapărat starea documentului vorbim acum, deși acolo putem să discutăm că și acolo e o problemă, ci ar fi mult mai ordonate, mult mai de găsit. Pentru că sunt unele instituții și vă dădeam exemplu mai de nu întâmplător, sunt diverse unități economice care au funcționat și pe raza Gorjului și care s-au dezmembrat cu ani în urmă, iar acum dacă vrea omul să-și ia o adeverință de vechime, să iasă la pensie sau ceva, se trezește că trebuie să meargă nu știu unde, la București sau în altă parte, ca să facă rost, dacă mai găsește documentul respectiv. La Sibiu, Sibiu, la Brăila, exemple practice. Eu am fost doar exemple teoretice. Am înțeles că mai nou și pe la Brașov, iar cei care au lucrat pe la fabrica de țigarete, sper să mai fie pe la Râmnicu Sărat, că pe acolo ajunsese, în județul Buzău. O situație. Deci asta ar fi, să zicem, problemele mari de care ați avea. Chiar se vorbea cu ani în urmă de încă un sediu pentru arhivele locale sau, în orice caz, un spațiu care să vă ajute să preluați și celelalte documente. Ce se mai aude? Că totuși 6 km de arhivă, cred că stau cam greu în clădirea actuală. Nu. Deci clădirea actuală a fost construită în anii 80. În 82 a fost terminată. A avut, din stadiu de proiect și până la finalizare, a fost concepută pentru a fi depozit de arhivă, deci nu are alte destinații. Așa. Ce trebuie să știți? Aceste clădiri sunt mult mai costisitoare decât blocurile de locuit sau o locuință. Hârtia, în general, are o anumită greutate pe care noi, așa ca muritorii de rând, de multe ori nu o luăm în seamă. Gândiți-vă că un metru liniar de arhivă cântărește în medie cam 50 de kilograme, cam cât un sac de ciment. Aproximativ. Ceva mai puțin sau ceva mai mult. Uneori poate chiar mai mult, unde sunt registre sau altceva. Ei, toate aceste clădiri trebuie să suporte sarcini, începând de la minim, deci minim 850-900 de kilograme pe metru pătrat sarcină permanentă, până la o tonă, o tonă și jumătate, depinde de greutate. Deci enorm. Așa, practic. Enorm. Deci, fierul beton care se bagă, să spunem, într-o clădire cât a noastră, ca să adăpostească și materialul care se bagă acolo, poate ajunge să facă două blocuri sau trei, deci ceva de genul ăsta, pentru că un apartament are sarcină permanentă pe metru pătrat undeva între 350 și 400 de kilograme, maxim. Deci asta este, nu cât. Că aici este marea problemă. Foarte mulți spun, da, dar nu vă puteți duce să luați blocul cu tare sau birourile de nu știu unde. Nu se poate, pentru că în momentul ăsta, când aduci toată greutatea, riști să se prăbușească clădirea. Și ajungem să, Doamne ferește, să mutilăm oameni, să distrugem și... Deci de asta e foarte greu să găsiți și să mai găsiți, să zicem, un spațiu. Da, și mai este și altceva. Pe zi ce trece, tocmai nevoia asta de a controla activitatea unor instituții a creat, cum să vă spun eu, birocrație. Și birocrația are drept rezultat sau efect al ei o invazie de documente, nu? Deci scoate pe bandă rulantă cât mai multe documente și la un moment dat te sufoci în el. Și pe zi ce trece apar din ce în ce mai multe documente, pentru că apar tot felul de instituții, apar tot felul de proceduri, după care la fiecare compartiment trebuie să rămână câte ceva și o să găsești informație, aceeași informație în locuri, în nu știu câte copii și așa mai departe. Dar pe lângă asta, deci trebuie să existe și, cum să vă zic eu, puterea de sinteză, să alegi din noianul ăsta de informații care există, ceea ce ar putea să fie reprezentativ sau ceea ce ar putea să-i intereseze pe cei care vor veni după noi. Dar nu trebuie să gândești în perspectivă imediată, deci nu asta. Ar trebui să încerci să dai un răspuns la ce l-ar putea interesa pe unul din viitor,
peste 1000 de ani despre ce se întâmplă în momentul ăsta în Târgu Jiu. Deci trebuie să te gândești și la, și la lucrul ăsta. Vedeți, dumneavoastră, în istoriografia actuală au apărut tot felul de direcții. Se merge pe istoria cotidianului, pe istoria mentalităților. Bun, atunci cum pot eu să le prind pe astea în momentul în care am instituții publice și am arhivă numai de la instituții publice? E, pot să vă spun că am avut toată o lucrare de selecționare, așa se numește asta, prin care dăm avizul pentru a se distruge documentele fără valoare istorică, așa, în care erau puse la un moment dat spre eliminare niște rețete pentru conservarea unor legume. E, eu nu le-am dat avizul. Și vă spun pentru ce. Când nu le-am dat avizul, m-am gândit la un lucru. Oare cum arăta bucătăria egipteană acum vreo 3000 de ani? Cum își conservau sau își conservau ei într-un fel sau altul alimentele? Ce mâncau la masă? Bun, deci eu am mers pe ideea asta a cotidianului și dacă am avut posibilitatea să păstrez acele rețete, le-am păstrat. Credeți că nu ar fi interesant pentru cineva să vadă cum se făcea, eu știu, salamul nu știu care sau... Înțeles. Da, și atunci deci trebuie să ai și astfel de lucruri în vedere. Bine, discuția asta în privința faptului că arhivele pe care le reprezentați dumneavoastră aici și ca angajat în sistem, dar și ca președinte al Asociației Arhiviștilor, merg pe documentul oficial, documentul elaborat de instituții. Ori știm că există acea discuție și mai ales pe secolul 20 că avem de-a face cu o istorie contrafăcută de oficial, da. Și o istorie adevărată, cea a mentalităților. Există o teorie de genul ăsta, chiar unul dintre teoreticieni este chiar profesorul Gheorghe Gorun de la Gorj, apropo, ca să legăm. Dar, până la urmă, fără arhive și fără arhivele aceste oficiale, practic n-am avea nimic, sau în orice caz foarte puțin. Pentru că, de exemplu, pentru secolul XIX nu mai putem să găsim oameni în viață ca să ne spună ce s-a întâmplat. Și nici pentru secolul XX, deci pentru evenimentele mari e foarte greu să mai găsim pe cineva în viață. Haideți să vedem. Deci, prin definiție, mergem din nou la lege. Deci, gestionăm nu numai documentele oficiale create de creatorii români, dar și pe cele particulare. Gândiți-vă că sunt persoane care vin și își depun arhiva proprie. Este arhivă de familie, da? Sau sunt colecționari care au adunat anumite categorii de documente care le consideră ca fiind valoroase și le depun la noi. În afară de aceasta, gândiți-vă că în societatea actuală există creatori din mediul privat, da, care au o pondere însemnată în economia unui județ, care au o pondere însemnată în cercetarea științifică din țară și așa mai departe, a căror arhivă, potrivit legii actuale, probabil că în timp se va schimba și asta, este, chiar după un anumit timp, va fi a statului. Deci nu avem numai și numai ca și instituție să gestionăm documente oficiale create de către instituții ale statului. Deci gestionăm și documente create de către persoane juridice din domeniul privat. Deci nu este asta o problemă. Sau chiar de către persoane fizice. Și atunci știți și dumneavoastră că în cercetarea istorică se merge și pe documentul oficial, se merge și pe memorii, deci se coroborează tot felul de informații dintr-o parte într-alta ca să se ajungă undeva cât mai aproape de adevăr. Bine, ce vreau să spun eu că nu trebuie să exclud din start informația oficială și da. Că e nevoie de, să spunem, cel puțin ambele părți importante, deci oficialul și particularul, în a ne face o imagine asupra trecutului, să spunem, da. Că tot de asta se ocupă. Însă ați amintit acum o altă problemă și cred că, bine, mai întâi, din câte știu și a fost o informație publică, cu ani în urmă se vorbea, cred că un fost director al arhivelor, cred că spunea, da. Că într-un orizont de timp de nu știu câți ani, arhivele vor fi informatizate, va fi super și omul de acasă va da un click și va intra pe nu știu ce document. Da, știu. Câte de reală o asemenea și care ar fi stadiul acum? Și apoi,
corobora cu asta. Da. Cum ar fi? Avem de o parte informatizarea care, iată, a pătruns în tot și în toate, da, și partea de document scris pe care e depozitat la dumneavoastră. Care câștigă? Sau vom mai avea documentul scris? Că spuneați dumneavoastră că peste 1000 de ani vor verifica rețetele acelea de murături sau ceva. Nu, dacă, am glumit. Da, dar dacă nu mai avem suportul scris sau suportul pe document de hârtie? Că calculatoarele vin și pleacă, mai da, cad. Vedeți dumneavoastră, suportul pe care se găsește informația a evoluat foarte mult. De la tăblițele de ceramică din Sumer s-a ajuns pe suporți de natură tehnică. Tot pe tăblițe, să zicem, dar da, de asta, tablete se numesc acum. Așa. Da. Pe suport de natură tehnică și informația pe care nu mai poți accesa fără să ai un intermediar, un aparat. Ce se întâmplă? Cel puțin asta este o constatare a mea. Nu știu că nu am studii așa de specialitate. Informația asta pe suport tehnic este din ce în ce mai volatilă. Poate fi atacată de hackeri, să spunem, prin intermediul virusilor. Pot să apară probleme de natură tehnică și se poate pierde relativ ușor. Normal ar fi ca prin să existe, vedeți dumneavoastră, că și o mașină are un sistem de frânare, dar are și frâna de mână. Deci există sisteme redundante. Deci trebuie să regăsești undeva informații. Că vrem, nu vrem, informația asta creată de către instituțiile oficiale are și valoare practică importantă. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi păstrat registrele agricole și nu s-ar mai fi putut face retrocederile. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi păstrat procesele verbale de evaluare a unor proprietăți care au fost expropriate. Și altfel de lucruri din astea. Trebuie să existe o viziune de ansamblu. Într-adevăr, tehnica te ajută să regăsești cu ușurință informația, te ajută să o ordonezi mai bine. Deci îți permite foarte multe lucruri, dar e o părere, mă rog, cu toate că sunt colegi din Breaslă care nu o să fie de acord cu mine, până la urmă și partea asta clasică este bine să existe. Periodic ar trebui făcute, sau mă rog, cel puțin o dată pe an, măcar pentru alea care au valoare permanentă, să se facă salvări. Nu, vă întrebam pentru că sunt diverse companii, mai ales companiile mari, gen acestea multinaționale sau ceva, da, care deja depozitează documente, putem citi pe diverse reviste de specialitate, în niște depozite virtuale, nu știu unde, care sunt pe internet și la care unele, da, firme plătesc sume foarte mari pentru depozitarea acestor documente. Da, există. De asta ziceam, deci sunt ele, că nu sunt sigure deloc, iar în condițiile acestea, să zicem că unele din documentele acelea e nevoie de ele și peste ani de zile. Da. E clar cum s-a schimbat tehnica, că practic în câțiva ani nu mai corespund din punct de vedere tehnic. Dacă vreți, în cadrul unui an apar noutăți în domeniul acesta. A fost o problemă mare și o discuție destul de aprinsă între specialiștii din străinătate, nu, și la noi aici a fost, aceea a păstrării în format electronic a documentelor, tocmai da, pentru că până în prezent CD-ul, DVD-ul, da, erau cu o perioadă scurtă de viață. Se consideră că după 30-50 de ani deja informația dispare de pe ele. Din informațiile pe care le am, se pare că în Japonia s-a reușit să se facă un suport pentru astfel de informații. Mai rezistent, da. Mai rezistent, care rezistă câteva sute de mii de ani, care nu este afectat de câmpul magnetic, rezistă până aproape de 150 de grade la temperaturi din astea ridicate. Și cred că se va ajunge și în viitorul mai îndepărtat sau mai apropiat și la o soluție de genul acesta să se găsească modalități să se lucreze poate numai pe suport electronic și hârtia sau suporții clasici să devină istorie. Și dacă mă gândesc bine la ultima vizită a elevilor,
Am fost foarte surprins de o întrebare când au văzut tucul. Se uitau să vadă unde are rezerva de cerneală. Cu toate că era călimara și tocul era pus în călimara. Deci se poate ajunge și la așa ceva, să se întrebe oare cum arăta un document scris pe hârtie. E posibil. Da, eu să vă pun și câteva întrebări între timp, câteva mesaje care au venit. Da. Cineva spune că orice s-ar întâmpla, arhivele vor trebui să existe. Iată, în ideea pe care o spuneți și dumneavoastră și probabil și pe suportul de hârtie, cum spuneați dumneavoastră. Deci la disputa aceasta între informatizare și document scris, e clar că avem nevoie și de documente. Deci, practic, se regăsesc amândouă în această lume și vor trebui să rămână așa. Da. Dacă am tras eu bine concluzia. Da, cel puțin în stadiul actual. Deci, cel puțin în stadiul actual, deci pot să coexiste. Nu este niciun fel de problemă. Însă, niciunul dintre noi nu putem anticipa ce va fi peste o perioadă mai lungă de timp. Cineva vă întreabă, mai puțin că între timp, există vreo inițiativă a instituțiilor de profil de transcriere a tuturor documentelor păstrate cu caracter chirilice, de exemplu? Există. Având în vedere că nici nu sunt accesibile pentru oricine aceste documente. Există la nivelul Academiei Române un proiect început în anii 60 care încearcă să creeze un corpus de documente istorice pentru țara românească, Moldova și Transilvania, așa numită DRH, cum este în rândul specialiștilor, adică Documenta Romania Historica, în care specialiști de la Institutul Nicolae Iorga, împreună cu, deci vorba pentru cei din țara românească, acum nu vorbesc pentru cei din ADEX, Senopol, din Iași, David Prodan de la Cluj, deci nu asta este problema de unde, adună documente păstrate în arhive, în muzee, biblioteci, colecționari particulari din țară și străinătate, da? Le transliterează pe cele care sunt în limba română sau le traduc pe cele care sunt în limba slavonă sau greacă sau maghiară sau eu știu sau latină. Și toate acestea se materializează în corpusuri editate. Până în prezent ar fi trebuit să apară 39 de volume. Din 39 de volume au apărut 8, primele 8, după aceea volumul, ăsta, volumul 11, de la 20 până la 26, de la 30 până la 39. Cam așa sunt volumele editate. Deci sunt probleme mari în continuare ca să ajungă. Au și dumneavoastră puțin specialiști. Deci, odată, puțin specialiști. Documentele sunt împrăștiate în foarte multe locații. Fondurile sunt puține, atât pentru editare, cât și pentru deplasări. Și trebuie să înțelegem. În afară de aceasta, fiecare serviciu județean mai publică fie cataloge de documente, fie volume de documente care se referă la anumite evenimente care interesează pe specialiștii ce lucrează în instituția respectivă. La București, Arhivele Naționale Istorice Centrale au publicat catalogul documentelor țării românești. Deci, din sistemul arhivelor, au încercat să facă un inventar cu toate documentele de la cel mai vechi către cel mai nou și au ajuns undeva în preajma lui 1656-57, pe aici, pe undeva. Au ajuns cu ele. Dar numai ce se păstrează în sistemul arhivelor naționale, fără ale, și au doar rezumate, sunt bune pentru că ajută pe cei care vor să studieze anumite probleme să identifice măcar locul de păstrare și unde sunt. Vă mai întreabă cineva când este programul de sală la arhivele locale? În fiecare zi de luni până miercuri, între orele 8:30, 15:30, se pot prezenta cu buletinul. Și pot să meargă la sală să cerceteze un anumit, probabil se referă la faptul că am discutat puțin mai devreme, că trebuie să caute ceva dacă vrea să facă, trebuie să caute singur până la urmă. Bun, cu respectarea unor prevederi legale. Da, un domn Bălu vă spune,
vă întreabă și dânsul că are bunicii care au avut pământ în perioada interbelică, adică au cumpărat pământ, da. Cred că asta vrea să spună, au cumpărat pământ în perioada interbelică. Unde ar putea găsi documentele despre acest pământ? La dumneavoastră? Dacă a fost cumpărat. Nu spune și... clar, Răcean. Nu e vorba de asta. În primul rând ne interesează domiciliul dumnealor. Deci de unde era? Crasna. Din Crasna, da. Da. Normal ar trebui ca actul de vânzare-cumpărare să se găsească la noi pe judecătoria Novaci, da, dacă este în perioada interbelică. Dar pentru a putea fi identificat este nevoie de numele vânzătorului, pentru că toate opisele făcute pe justiție și pe partea notarială sunt făcute pe numele celui care vinde și nu pe numele cumpărătorului. Iar pentru a cerceta prin sala de studiu are acces pentru documentele create până în anul 1923 inclusiv, pentru că se dau în cercetare documentele notariale și judiciare după 90 de ani de la crearea lor. Și anul acesta se împlinesc 90 de ani pentru cele din anul 1924 și de la anul pot fi cercetate și acestea. Am înțeles. Ne apropiem de finalul emisiunii, însă nu pot să vă întreb, adică să zic să vă întreb asupra unei probleme. Da. Până la urmă, profesia de arhivist pe care o aveți și dumneavoastră și o au câțiva colegi, că dacă am înțeles eu bine, sunteți câțiva profesioniști și în cadrul arhivelor locale. Suntem puțini. Și probabil chiar la nivel de țară nu sunteți foarte mulți. Nu. Deci de ce să nu spunem oamenilor? La nivel național, după ultimele reorganizări, au fost publicate în monitorul oficial, arhivele naționale au un număr de 719 posturi, dintre care au fost, într-adevăr, o bună parte ocupate, însă gândiți-vă că din 2011, de când s-a întâmplat treaba asta, și până în prezent nu s-au mai făcut angajări, pentru că a fost legislația care a blocat aceste angajări și au mai ieșit persoane la pensie sau au plecat din sistem, pentru că vorbim de profesia asta de arhivist și cea de arhivar. Din punct de vedere psihologic, persoana care, încercăm să facem așa o trăsătură, care lucrează în domeniul ăsta, ar trebui să fie, să zicem așa, o persoană care e dispusă să stea mult timp singură, care e dispusă să... Deci doar să cu stea documentul. Să stea izolată, să stea singură, pentru că suntem prea puțini, trebuie să reziste și la presiuni foarte mari, pentru că sunt lucrări care trebuie făcute în termene scurte și sunt multe, așa, și să facă față ca toți cei care sunt angajați în România la condiții vitrege de lucru. Să nu se aștepte că dacă lucrează în domeniul ăsta și instituția este arondată Ministerului de Interne, este un lucru extraordinar sau sunt niște condiții extraordinare. Nu, să nu vă gândiți. Din contră, spune că apartenența la Ministerul de Interne, afaceri interne a acestei instituții, este o catastrofă pentru instituție și după aceea și pentru personal. Gândiți-vă că întotdeauna acest minister are în subordine poliția, pompierii, jandarmeria și așa mai departe. Cine are prioritate întotdeauna la alocarea fondurilor? Care dintre aceste instituții? Toate instituțiile care sunt operative. Noi nu ne fiind operativi, întotdeauna sunt alocate. O cenușereasă, practic, da. Ar fi o concluzie, dacă da. Ar fi să fim realiști până la urmă, pentru că... Da. Și asta, să știți că se răsfrânge foarte, foarte rău în activitatea noastră. Gândiți-vă că, tot așa, pe standarde internaționale vorbim de data asta, pentru a se crea un arhivist, este nevoie de un număr de cel puțin 7 ani. Și am să vă spun de ce. Pentru că eu să zic, pot să lucrez aici. Lucrez în Gorj. Cunosc realitățile de aici și pot să iau decizii corecte. Mă mut într-un alt județ, va trebui un timp ca să cunosc realitățile din acel județ, să văd ce informații există ca să fiu sigur că decizia pe care am luat-o este decizia corectă. Deci ar fi multe de discutat și iată că până la urmă faptul că este o cenușreasă, însă concluzia acestei emisiuni este că avem nevoie de arhive, că
e nevoie de arhiviști și de munca lor, cu siguranță. Și că, apropo de partea pesimistă care a fost din discuția noastră, trebuie să fim până la urmă optimiști că vor realiza, indiferent de guvernanții dintr-o anumită perioadă, chiar și Uniunea Europeană, vor realiza că e nevoie de aceste arhive. Da, este nevoie de ele, odată ca să răspundă necesităților practice ale oamenilor, și a doua, sunt memoria acestui pământ. Da. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune, vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Cu siguranță ar fi fost mult mai multe de discutat, din păcate timpul alocat s-a terminat. Mulțumim și telespectatorilor pentru atenție, la revedere!